cod roșu de pandemie în București. Oamenilor nu prea le pasă. Și nici autorităților, dacă nu prea vezi polițiști pe aici. Cam toată lumea poartă mască, dar suntem cam mulți la semafor. Nu știu ce sistem de semafor e aici, că ne se deschide în trepte verdele și oamenii se îmbouzesc pe insula asta. În schimb, pe jos se spală cu detergent. Poliția uneori nu aprinde deloc girofarul, alteori îl folosește fără motive, parcate regulamentar. O fi venit la cumpărături. Și mașina poliției tot cu girofarul pornit. Bine că n-au lăsat și sirena. Polițiști cu mască. Dincolo polițiști cu girofar. Dar oare mască au? O mască, dar șoferul nu știe să o poarte, o ține sub nas, ca orice necioplit. S-a oprit pe bulevardul 1 Mai să se lămurească cei cu mașinile astea parcate în stație. Bine, asta poate că a adus marfa. Dar ăștia fix după semnul care interzice staționarea. Documentați și amendați. Nu știu care dintre ei era șoferul, dar când a ieșit în lume și-a pus mască. Ca lumea. Văd că se lămuresc prietenești cu avertizare sau ce-a fost asta. Sau aplic amendă. Cred că doar e avertizare. Și-au notat datele și dacă se repetă, amendă. Dar ăsta la altul rămâne nepedepsit? O fi de al lor, polițai, politician, procuror. Încă o mașină de poliție, dar nu se vede de aici. Nici dacă poartă masca, nici dacă au centură.
Vă sperăm că sunt responsabili și corecți. Da, șoferul are mască cel puțin. Bun. Aha, are apă domnul polițist. Celălalt poartă masca sub nas. Și s-a liniștit. Bravo, bravo. Dar centura de ce nu o puneți? Centuri amândoi, că nu sunteți în misiune. Dacă legea prevede sport centură și pasagerul și șoferul, de ce o ignorați? Sunteți speciali, bengoși? Vă vadă șefii și o să vă cam dea peste ceafă. Sper că nu la modul direct. Că n-aveți și voi tortură acolo în unitate. Dar o pedeapsă disciplinară tot încasați. Pentru că nu purtați centură. Eu zic că meritați și o amendă. Vezi, dar centura se pare că nu.